Este păcat să te abții să ai copii după căsătorie? Da. V-am spus, sexul trebuie să fie marital și natural. Dumnezeu ne-a creat să funcționăm natural. Da, este un alt capitol care are de face tot cu evoluția evenimentelor din ultimele decenii, ultimul secol, de când cu revoluția feministă, cu revoluția sexuală, cu extragerea actul sexual din cadrul familiei, cu a rupe relația intimă de responsabilitatea parentală. Dragii mei, dacă vă apropiați de Dumnezeu, toate se lămuresc. Cineva aici m-a întrebat, ne puteți da ca exemplu povestea dumneavoastră, cum v-ați căsătorit? Cineva mi-a mai cerut verbal asta, nu-i timp acum. Am vrut să spun doar că am crescut cu soția în aceeași biserică. Și într-o discuție, poate aveam 17-18 ani, că suntem de o vârstă, s-a adus în discuție problema copiilor. Și mi-amintesc perfect că soția mea, scumpa mea, știu că unii vă mai rugați pentru ea, acum e bolnavă, dar nădăjduim că Domnul se îndură de ea, a zis, dacă Domnul îmi va da copii, voi accepta pe deplin voia Lui în privința aceasta. Mi-amintesc perfect, eu eram atunci firesc, nenăscut din nou, am zis în mintea mea, mă, prostuță-i fata asta. Dar înainte de căsătorie, am trecut printr un proces de naștere din nou, de apropiere de Dumnezeu, mi-am înțeles chemarea. Și s-a finalizat acest proces când în ziua anunții păstorul, cu mâna pe capul meu, a zis, Doamne, dacă în familia asta vrei să dai copii, fă-i să înțeleagă voia Ta și în privința aceasta. Și mi-a băgat un alt program. M-a resetat bine. Și soția mea și-a respectat angajamentul. Unii ziceau, ăștia până la 20 nu se opresc. O fetiță și 7 băieți a născut scumpa mea.